Emisiune susținută de Asociația Maurer for You. Doamnelor, domnilor, bună seara! Este ora 22, începe o nouă ediție Experții în Sentimente. Și voi puteți fi experții propriilor sentimente dacă ne sunați la numărul de telefon afișat pe ecran 0733 004455 sau ne lăsați comentariile voastre în live-ul nostru de pe YouTube sau pe WhatsApp la același număr de telefon. În această seară pătrundem în adâncurile unui fenomen care afectează tot mai mult relațiile moderne. FOMO sau teama de a rata ceva. Ce se întâmplă cu stabilitatea cuplurilor în momentul în care unul dintre parteneri simte că viața din afara relației este mai interesantă? Analizăm cum FOMO poate declanșa nesiguranțe, conflicte și cum poate afecta echilibrul emoțional. Pregătiți-vă pentru o discuție onestă despre așteptări, tentații și cum să regăsim liniștea în relațiile de cuplu. Eu zic să începem și să-i spunem bună seara Aidei Parascan, terapeut, bună seara Aida și bine revenit! Bună seara, bine v-am regăsit amândoi! O mare plăcere! Poate ne mai vedem luna asta, simt eu așa că o să ne mai vedem! Cu mare drag! Cu mare drag! Îi spunem bună seara și adevăratul expert în sentimente, dr. Daniel Duță, bună seara Daniel! Bună seara și noi suntem acum nu în virtual, ci în real și vrem să discutăm de problemele care pot apărea din. Discutăm de problemele care pot apărea, discutăm de problemele care poate există în unele familii, chiar în momentul ăsta, în momentul la care noi discutăm. Iar dacă cei de acasă se regăsesc într-una din aceste situații, îi rugăm să fie atenți. Să ia notițe, să ia notițe. Și, sau eventual să ne lase mesajele lor în live-ul de pe YouTube, să ne sune pe WhatsApp, să ne lase cu mesaje pe WhatsApp. Ne poate găsi, ne pot găsi toți și cred că nu există familie care să nu aibă. Adică doar că sunt familii care, sau cupluri care nu vor să afrunte și nu vor să vadă aceste probleme. Aida, să știi că e foarte interesant atunci când discutăm, oamenii încep să intre în studioul nostru și vin cu sinceritate ca lucrurile să meargă bine spre ei. Da, de fapt această frică despre această frică despre care vom discuta astăzi este, din punctul meu de vedere, o frică de a te privi pe tine însuți și relația ta așa cum este, pentru că, de fapt, tu fugi de realitate. Exact. Haideți să definim, că exact asta vreau să spun, să definim pentru cei de acasă ce înseamnă acest FOMO, cum se manifestă în cuplu. FOMO, practic, este prescurtarea de la Fear of Missing Out. Practic, este teama că pierzi ceva mai bun care s-ar putea întâmpla dacă tu ești într-o relație de serioasă, într-o relație pe termen lung. Teama de a nu trăi ceea ce îți dorești, teama de a apare ceva mai bun. Și de aici derivă și foarte multe gelozii, foarte multe invidii pe alte cupluri, de exemplu, pentru că intervine comparația. Cei care au această frică cred că ceilalți pot să trăiască ceva mai mult decât ceea ce trăiesc ei și atunci intervine, da, gelozia și invidia. Deși această deviație comportamentală, care aș putea o spune așa, nu este în DSM, în Dicționarul de Sănătate Mentală, ea totuși a apărut și este frecventă în cuplurile pe care ne vin în consiliere. Această frică
Știi, când mă gândeam la această frică, știi la ce mă duceam cu gândul? La schizofrenie, la schizorelație. Pentru că elementele de schizo împarte lumea în real și în imaginar. Și automat mintea lui la un schizo se duce și în real și în imaginar. Acest fenomen mă duce și în realitatea mea, mă duce și în altă realitate. În altă realitate care, știi cum, eu cred că creează un OCD, obsesiv compulsiv disorder, care nu face altceva decât să ducă obsesiile la nivel de virtute și le culeg și stau pe obsesie foarte mult și într-adevăr. De fapt, tu nici măcar nu mai trăiești viața ta, tu trăiești de fapt o proiecție a ceea ce îți dorești să fie, dar nu e posibil ca acea proiecție să nu se întâmple niciodată, pentru că tu de fapt fugi de realitatea ta pentru a trăi altceva, de frica de a nu trăi de ajuns. Și aici cred că intervine. Stați un pic, ia, hai. Stai și frica de moarte. Să explicăm un pic mai bine chestia asta, pentru că în momentul în care am descoperit termenul ăsta, eu am înțeles cu totul și cu totul altceva. Și anume că eu am teama de a intra într-o relație pe termen lung. De ce? Pentru că odată intrat în relația pe termen lung, mă gândesc, bă, am făcut alegerea cea mai bună. Da, nu cumva aș putea găsi altceva mai bun, o altă parteneră mai frumoasă, mai deșteaptă, o care să mă înțeleg mai bine? Da. Și atunci, din teama asta, de fapt nu e teamă, e teamă că ratez ceva o oportunitate, mai bun, un tren mai bun. Da. Da? Eu asta am înțeles din acest inclusă și această teamă. Dar cine are această frică, cred că o are din motive diferite față. Adică este foarte complex fenomenul, pentru că dacă îți este teamă că poți să ratezi un partener mai bun, tu încă nu ai înțeles de la bun început că de fapt partenerul tău este oglinda ta. Punct. Și acolo nu ai cum să ratezi ceva mai bun, pentru că dacă tu nu ești ceva mai bun, tu nu poți să ai ceva mai bun. Dar dacă, uite, presupunând că intri într-o relație serioasă și tu începi să lucrezi cu tine și să devii mai bun, atunci... Atunci, dacă celălalt nu devine mai bun împreună cu tine, adică nu crește odată cu tine, drumurile se vor despărți. Pentru că este totul este energie, totul este vibrație și atunci dacă tu ești pe un anumit nivel de vibrație, celălalt este pe un alt nivel de vibrație, nu puteți sta împreună. Sau stați, dar nu în armonie. Pe noi ne sună foarte multe persoane, băieți și fete, bărbați și femei, care doresc să-și găsească cuplu. Și automat găsesc în întrebările lor, puteți să-mi recomandați? Ce? Un partener. Wow. Da. Păi avem multe. Dar tu știi câte telefoane. Wow. Păi da, înainte de a intra în emisiune. Wow. Da, înainte de a intra în emisiune, e realitate. Înainte de a intra în emisiune, chiar m-a sunat cineva de 50 de ani. Și zice, domnuță, așteptam astăzi să mă sunați. Zic, măi, tu trebuie să mă suni. Și fii atent. O chestiune. Îmi recomandați și mie pe cineva? Și îi recomand. O persoană. Mai aveți una? Apropo de chestia asta, nu, mai aveți una, dacă e mai bună cealaltă. Uite ce mi s-a întâmplat la un tip. Vezi că poate avea ce mi s-a întâmplat la un tip din... Nu, noi vorbim în realitate. Da, ok. Și, asta nu e realitatea mea, dar mă rog, te ascult. Și fii atent, tipul venea din Franța. Domnul, mai vreau o parteneră, mai vreau un număr de telefon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am ajuns la 148. Atâtea ai în telefon? La mai multe, sute. I-a dat lui. Nu cred. Și zice, păi da, era să-i zic numele. Păi da, tu cât vrei? Vreau să cunosc toată Europa și pe urmă mi-aleg. Vreau să vin. Această deviație comportamentală are atitudinea ei, să zic așa, logică. Însă, dincolo de logica ei, relația cu un partener nu trebuie să exclu în relația cu un partener sau din relația, nu trebuie să excludem riscul.
riscul. Nu mă căsătoresc cu cel mai bun, cea mai potrivită, ci pur și simplu trebuie să spun da sau nu. Și nu este kilogramul de cartofi pe care eu mă duc să-l cumpăr din altă, de la altă tarabă. Da, da, vezi tu, aici vorbim despre oameni care vor să intre în relație, în afară de această frică, vor să intre într-o relație dintr-un motiv cu totul și cu totul greșit. Pentru că într-o relație intri dacă iubești, dacă vrei să iubești. Pentru că, de fapt, o relație asta presupune, în primul și în primul rând, împărtășirea iubirii. Au pierdut iubirea, vor să o recapete, nu poți... prin deces, prin, eu știu, divorț, prin într-o situație. Ei, știi cum, știi care e partea cea mai importantă a omului? Sufletul. De-a lungul vieții, omul își pierde din suflet. Și atunci ei, crezând că, având pe cineva lângă ei, au mai mult suflet și au mai multă putere de a trăi. În schimb, dacă oamenii ar avea grijă de sufletul lor și ar fi întregi, n-ar mai avea nevoie de nimeni altcineva decât doar să împărtășească frumos viața. Uite ce frumos că sunt între ei și vorbim între ei. Așa oamenii vor să vorbească în diadă, în da, dar în noi familie. Vorbim aici din iubire necondiționată, ne-am întâlnit aici. În schimb, în momentul în care tu vrei un om în viața ta pentru că tu, de fapt, vrei să primești ceva și, de fapt, îl alegi pe cel care îți dă mai mult, vei ajunge, la sfârșit, să-ți dai seama că ai făcut cea mai proastă investiție. Pentru că, de fapt... Da, în orice relație, nu, hai să fim cinstiți, nu așteptăm... Teoretic n-ar trebui să așteptăm nimic. Teoretic. Dar în practică așteptăm. În practică, dacă punem teoria și în practică, am vedea mult mai mulți oameni fericiți în cuplu. Mult mai mulți oameni fericiți care ar ști să împărtășească viața, care ar ști să se bucure de viață, care ar trăi mai frumos. Pentru că nu, dacă tu cauți tot timpul în afara ta ceva, n-ai să găsești niciodată fericirea. Cum ne dăm seama că trăim lângă un astfel de partener? Care sunt semnele că partenerul nostru suferă de acest sindrom? Păi, în primul rând, acea persoană va fi tot timpul activă pe rețelele de socializare pentru a căuta ceva, pentru a vedea da, ceva. Este controlul obsedant în online. Permanent sunt în online să mai da. Văd, să mai văd, da. Să compar pe partenerul exact. Meu. De ce el nu face așa? De ce ea nu face așa? Și lucrul acesta... Să compar sau să caut? Păi caut și compar. Caut și compar, automat. Pentru că am un portret. Poți doar robot. Să compar, dar poți să compar în mod activ, da. Ajungi cine să și cauți la un moment activ. Dat când comparația mă duce la aș vrea ceva mai bun. Aș vrea ceva mai bun. Ca și cum schimb prăjitura dulce cu una și mai dulce. Mie mi-a plăcut, cum ai zis la un moment dat, înainte de a interveni eu, că nu căutăm profunzimea pe care o avem noi în interiorul nostru. Mi-a plăcut foarte mult elementul. Femeia este emoție, femeia este inima, femeia e iubirea, bărbatul este logica. Noi am pierdut aceste două caracteristici ale noastre și uităm oarecum câteodată să trăim în adevăratul nostru, să ne manifestăm adevăratul nostru eu. O altă caracteristică pe care o pot avea aceste persoane, cred că e acea fugă de a participa tot timpul la activități sociale, de a face tot timpul ceva nou, de... Pentru că acolo are posibilitatea să cunoască alte persoane. E tot timpul în contact cu alți oameni, tot timpul vorbește, tot timpul e agitată, pentru că cred că aceste persoane nu au o liniște, o pace interioară. Se vede agitația și se și simte în jurul lor. Păi se vede la asemenea persoane, am observat oboseala psihică. Oboseala psihică că și permanent au antenele ca țepii aricilor să prindă, să vadă, să nu scape, să... Da, de fapt, eu îi numesc și
vampiri energetici, pentru că, de fapt, acești oameni caută tot timpul ceva în exteriorul lor care să le dea satisfacție, să îi împlinească, să îi iubească, să facă, de fapt, ceea ce ei înșiși nu fac pentru ei. Ce se întâmplă cu viața intimă de acasă? E un dezastru. Adică nu poate exista armonie, pentru că automat, chiar dacă celălalt partener este cât de cât echilibrat, intervine gelozia, intervin discuțiile, timpul petrecut împreună nu mai e același, pentru că, bineînțeles, unul pleacă încolo, altul încoace și tot așa. Relația de intimitate cere și o prezență, o prezență a psihicului, o prezență a interiorului care face pe celălalt să fie, să fie prezent, să fie bucuros, să participe. Și automat, dacă nu este conexiunea aceasta 100%, automat nu ne duce înspre evoluția comunicării finale, să spun așa, care contează foarte mult. M-aș întoarce la... Mi-a plăcut o zicere a ta, Adila, acum 10 minute, așa, când spuneai, când alegem partenerul, când alegem partenerul, m-am regăsit și mă fac vulnerabil înainte de a spune da, înainte de a mă duce la casa căsătoriei, înainte de a hotărâ toate lucrurile astea, am stat foarte real să mă gândesc, fac bine sau nu fac bine. Și e exact ceea ce îmi trebuie. Deci dacă spui întrebarea asta, așa, din punctul meu de vedere, dacă spui întrebarea asta, deja n-ar fi trebuit să o faci. Pentru că atunci când iubești, nu spui întrebări de genul ăsta, din punctul meu de vedere. Adică dacă iubești... Dacă iubești, arunci cu capul înainte? Iubirea are și logica. Adică iubești, nu există, adică pentru omul ăla și trăiești și mori, e iubire. Da, este iubire, dar totuși logica mă aduce să spun, iubirea asta are capăt, are deadline, are... Nu, iubirea nu are deadline. Îmi place ce spui. Nu. Însă, ceea ce spunea Adrian, eu m-am întâlnit și am zis, da, merg mai departe. Ce-o fi, o fi, risc. Pentru că de ce relația înainte sau, mă rog, în timpul relației, marea majoritate a oamenilor presupun că relația este un risc? Păi e un risc. Din frica de a suferi, dar dacă tu ți-ai vindecat rănile emoționale. În momentul când începi o nouă relație, investești tot, da? Investești timp, investești suflet, investești absolut tot. Da. Dacă relația aia nu funcționează... Da, dar viața ta nu se termină dacă nu funcționează. Corect, dar tu risc să pierzi și timp și absolut. Nu. Și atunci de aia există această teamă de a e considerat un risc. Astea sunt niște convingeri limitatoare, care ne limitează. Adică astea sunt niște credințe care ne fac pe noi să trăim în frică o relație. Băi, dar ce-mi place că tu trăiești în cer acum și toată viața e credință. Deci nu știu, probabil am eu softul greșit. Nu. N-ai softul greșit, că și eu gândesc la fel. Dar acum, pentru că tu spui chestia asta, eu va trebui să fiu cumva de partea cealaltă. Deci o relație... Sunt uimit de bucuros, cum zice. O relație presupune investiție, dar tu, de fapt, când investești în celălalt, tu, de fapt, investești în tine. Pentru că, de fapt, văzându-l pe celălalt fericit, bucuros și așa mai departe, ești și tu bucuros. Da, asta pentru oamenii generoși, pentru oamenii care se pot bucura de... Păi, dar n-ar fi bine să fim toți așa? Păi, ar fi bine, dar nu trăim într-o lume ideală în care avem numai fluturași în stomac, toată lumea se căsătorește din dragoste și se aruncă cu capul înainte, de pe stâncă, pentru că ce să vezi, m-am îndrăgostit. Dar nu e vorba de îndrăgosteală, pentru că îndrăgosteala, din punctul meu de vedere, nu este e un legat sentiment. De un termen acum. Da. Că nu iubesc, este un sentiment pozitiv, pentru că îndrăgosteala presupune gelozie, atașament, nevoie. Iubirea adevărată nu presupune lucrurile astea. Iubirea adevărată nu presupune gelozie, nu presupune atașament și nu presupune nevoie.
Eu acum... te iubesc, dar n-am nevoie de știri. Da, spune chestia asta unui tânăr care a citit pe rețelele de socializare că iubirea adevărată înseamnă bloc în bloc, bloc în bloc. Și o să zic că ce-i aia? Eu asta știu că e. În momentul când ne certăm, ne împăcăm de câte 16-17 ori. Știi, telespectatorii noștri au luat Google-ul. Păi ce e iubirea adevărată până la urmă? Să nu te îndrăgostești? Să... Ce este iubirea adevărată? Iubirea adevărată, în primul și primul rând, pleacă de la relația cu tine. Adică, în momentul în care eu știu și am învățat să mă iubesc pe mine, voi ști să-l iubesc pe celălalt. Punct. De aici pleacă totul. Apoi presupune și o relație foarte bună cu Dumnezeu, pentru că Amin. Dumnezeu, Creatorul nostru, dacă nu ai o relație bună cu Dumnezeu, nu poți avea o relație bună cu creația Lui. Și atunci presupune și asta. Și presupune foarte multă dezvoltare personală și multă muncă cu psihicul tău, care este plin de programe negative. Și... idei preconcepute. Mai îndrăgostește-te plecând de la premisa asta. Păi nu, eu nu mă îndrăgostesc, eu sunt singură de 11 ani. Nu! Eu sunt coach-ul, știi? Adică... Îmi place cum ai împărțit elementul iubirii adevărate și vin și, să zic așa, îl gestionez matematic. Deci elementul emoțional, elementul spiritual și elementul comportamental. Da. Întotdeauna și eu când fac o radiografie la cineva, văd unde este fracturat. Și știi, cel mai important lucru este să vezi că atunci ceea ce faci, ceea ce simți și ceea ce spui sunt în totală armonie. Atunci cu adevărat trăiești în adevăr și în iubire. E foarte important lucrul ăsta. Oamenii nu mai trăiesc în adevăr. În momentul în care tu trăiești adevărul tău, apropo de cuplu, nu o să vrei să accepti niciodată lângă tine un partener care nu te iubește, care caută ceva în altă parte. Poate, care... poate ăla este adevărul lui. De ce dorința de a cunoaște și de a experimenta lucruri noi, de ce nu este sănătoasă? Nu este, nu e vorba că nu e sănătoasă. Hai să privim și din punctul celuilalt. E vorba doar dacă este dusă la extrem. Atunci este nesănătos. Este normal să vrei să trăiești, este normal să vrei să ai experiențe noi, dar cel mai bine ar fi să știi că dacă nu poți să-ți rezolvi problemele cu cel pe care l-ai în față, nu schimbi problema schimbând persoana. Pentru că problemele tu le porți cu tine oriunde ai fi și cu oricine ai fi. Și atunci nu e mai bine să-ți rezolvi problema cu ăla care e deja acolo? Adică păi să mai mergem din floare în floare, că până la urmă... Păi până la... Acolo cunosc, acolo știu despre ce este vorba și poate e problemele tocmai asta sunt. Problema este că cunosc prea bine și că s-a învechit. Problema societății din ziua de astăzi este că dacă odată, atunci când se spărgea un pahar, se repara și încerca să se lipească, acum se înlocuiește. Dar nu se ține cont de faptul că celălalt pahar este la fel de spart pe cel pe care l-ai spart înainte. Există ceva anume care declanșează dorința asta de a căuta tot timpul ceva nou? Păi, în primul rând, este elementul de cunoaștere. Să cunoaștem, noi vrem să cunoaștem permanent. Și vreau să cunosc și altă relație, vreau să văd prietenul meu, prietena mea din exteriorul cuplului, vine și are niște ziceri frumoase, dar tu de ce te gândești așa? Tu de ce te-ai dus în, să zic, ai luat sejurul acesta sau te-ai dus la plimbare acolo? Cum gândești tu de te duci acolo? De ce te văd pe tine vesel tot timpul? Energia pe... Curiozitatea, dorința de nou? Eu cred că este o frică. E frica de a fi cine ești tu cu adevărat. Pentru că dacă te oprești acolo unde ești și da, ai experiențe noi, dar armonioase, să zic așa, începi să fii față în față cu tine. Când încetinești puțin ritmul vieții, deja îți vin foarte multe detalii în față despre tine, despre cum ești. Eu ți-aș propune ceva, să-i lăsăm pe cei de acasă să stea câteva minute față în față cu ei, da. După care să revină la noi. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem.
Am revenit în platou. Sperăm că cei de acasă au stat așa un pic pe gânduri și au zis, bă, ia să vedem cât de implicat sunt eu în propria relație sau cât de mult îmi doresc să am o relație în cazul în care nu sunt ancorați într-una. Noi aici am continuat discuția și... Eu cred că oamenii știu deja cât de implicați sunt, doar că nu vor să accepte. Adică... Pentru că în momentul ce ai spus lucrul acesta, când omul este implicat și în exterior și vrea să aducă exteriorul în familie, scade ceva în familie. În diadă scade empatia. Empatia care te ajută pe tine să fii foarte apropiat, să accepti, să poți să treci peste anumite lucruri. Nu găsești, cum ai spus la început, nu există cuplu perfect. Și această complementarizare dintre F și B, dintre femeie și bărbat, poate conduce la o relație de diadă pe termen lung. În momentul în care eu am timp pentru exterior mai mult, nu mai am timp pentru el, scade empatia și automat eu am energie pentru asta, dar o dau și în altă parte. Da, eu presupunerea asta că intru într-o relație ca să fie sau să nu fie pe termen lung, mie personal îmi dă cu virgulă. De ce? Pentru că oamenii ar fi bine să învețe să se bucure de cel de lângă el, indiferent de cât timp alege celălalt să stea lângă el. Și atunci tu nu mai ai așteptări și nu mai ai suferințe. Asta este, cred, o regulă foarte importantă atunci când intri într-o relație. Adică să nu pleci de la premiza că, băi, vreau să dureze pentru toată viața. Dacă durează, bine. Dacă nu durează, tot bine. Eu trebuie să-mi trăiesc fericită viața. Bun, trăiesc astăzi fericit, este ok, dar noi construim împreună. Nu e vorba că ne cumpărăm, eu știu, o farfurie, ne cumpărăm o mașină, ne cumpărăm o casă. Toate acestea au, să zic așa, un termen. Nu cumpăr o farfurie astăzi că am bani. Vorbești de lucruri materiale. Dacă eu sunt nefericit într-o relație, mai contează lucru material pe care l-am cumpărat? Nu contează, dar lângă acest material intervine și emoția. Emoția pe care eu o investesc într-un copil pe care îl cresc sau doi copii pe care îi cresc și toate lucrurile acestea au o, să zic așa, un termen. Eu zâmbesc pentru că mi-am adus aminte de faza aia. Altfel se simte nefericirea cu 1.000.000 de euro. Corect, dar cum nu toți avem 1.000.000 de euro în buzunar, eu cred că fericirea este o alegere. Adică eu dar poți alege să fii fericit și cu bani, poți să alege să fii... Crede-mă, din prisma asta, eu personal, oamenii cei mai nefericiți i-am întâlnit și mi-am dat seama că sunt cei care au bani, foarte mulți bani. Adică foarte mulți de la ordinul milioanelor de euro. Pentru că ei se exprimă, ei sunt ținta unor vizualizări din motivul ăsta, dar sunt și oameni nefericiți care eu sunt jos. Eu cred că familia oarecum este oglinda familiei cerești, să zic așa. Și plecând de la presupunerea că atunci când îi dai bani unui copil, îl strici, la fel și Dumnezeu când dă bani oamenilor mari care n-au minte, îi strică. Știi care este textul biblic? Textul biblic vis-a-vis de bani este că banul este rădăcina tuturor relelor. A, nu, ăsta este un program negativ, nu este așa. Dă-mi 1.000.000 de euro să vezi ce știu eu ce să fac cu el și nu fac nimic. Banul este un instrument. Când ai spus 1.000.000 de euro, ai zâmbit. Păi, de ce nu? Ideea e că... caz concret, aplicat. Da. Tu ai câștigat un premiu. Da. Ai știut ce să faci cu banii în momentul când nu, te-ai trezit? Nu, și am pierdut pe toți. pentru cei care nu știu, Aida este câștigătoarea Masterchef 2013. Da, i-am pierdut pe toți, între ghilimele i-am pierdut pe toți, pentru că noi aici pe pământ venim cu o karmă. Cu acea energie pe care, acea energie negativă pe care noi am creat-o în viețile noastre trecute. Noi și, bineînțeles, antenatii noștri, că vorbeam data trecută de moșteniri genetice.
Și eu am avut o karmă destul de grea, știi, câteodată, Doamne, Doamne, îți dă niște bani ca să poți să plătești cu bani, să nu plătești cu altceva. Și credeți-mă pe cuvânt că e cel mai bun lucru de făcut, să-ți plătești karma cu bani. Nu contează, îi ai, dă-i, dă-i, că decât să se întâmple altceva, mai bine, zici, pentru sufletul meu acolo să fie. Și cam asta s-a întâmplat. Banii sunt o energie. Și apropo de programul ăsta negativ, banii sunt sursa tuturor relelor, că este un program negativ implementat în subconștientul românului foarte adânc. Îmi place foarte că zici adânc. Lucrul ăsta și că ai curaj să spui, da, este ăsta. Foarte implementat și asta ne ține pe noi să fim săraci. Nu este adevărat. Banul este energie, banul este un instrument pe care noi îl putem folosi făcând bine sau făcând mai puțin bine. Exact cum și, nu știu, și un cuțit, dacă l-ai, poți să faci bine cu el, să faci de mâncare, sau poți, un chirurg poate să opereze, sau poți să omori un om. Deci, nu instrumentul e de vină, ci... cel care folosește instrumentul și modul în care îl folosește. Deci poți să iubești. Noi avem la dispoziție extraordinar de multe instrumente și nu le folosim, din deci, păcate, cuvinte, în beneficiul nostru. Partenerul te poate face fericit sau te poate ucide. Da, dacă dai tu voie. Da, nu cumva această voie este dată faptului că noi ne ducem în exterior să aducem altă imagine în interior și spun, vezi tu că doamna respectivă face așa, tu nu faci așa, vezi că domnul respectiv face așa, tu nu faci așa și începem să-i comparăm. Când deja încep să compari partenerul... Păi să știi că în momentul când aduci imaginarul în realitatea ta, în momentul respectiv se strică elementul de adevăr. Mi-a plăcut, la un moment dat ai folosit așa de frumos cuvântul adevăr. Biblic, da. Cuvântul de adevăr este trecut decât în dreptul lui Dumnezeu. Eu sunt adevărul și viața. Da, dar noi fiind creația lui, noi avem adevărul în interiorul nostru. Noi doar trebuie să ne dăm voie să-l trăim și să fim. Pentru că de fiecare dată când noi facem ceva împotriva sufletului nostru, ceva, nu știu, nu spunem ceea ce vrem să spunem, de exemplu, din frica de a fi abandonați de partener, din frica de a fi comparați, din frica de a fi ridiculizați sau, mă rog, orice frică, noi nu trăim în adevăr. Și paradoxul este că pierdem și din suflet. Și atunci suntem și mai nefericiți, și mai nefericiți. Păi, pierzând din adevăr, nu facem altceva decât să începem să ne punem măști. Da. Și să fugim de noi, fugim, încercăm să imităm pe alții și ne trezim că nu mai știm cine suntem noi, purtând fel și fel de măști din... filme din, de pe stradă, de la serviciu sau din altă parte și te trezești că tu ești căsătorit cu un partener, dar tu nu mai știi cine ești, pentru că tot ești un fake, ești un fals, ești un fals. Noi de când ne naștem și până când ne trezim spiritual, la nivel spiritual, cred că suntem un fake, pentru că noi nu știm, noi nu ne trăim cu conștiință, în conștiință, deci, de fapt, noi absorbim de la naștere și aproape pe tot parcursul vieții programe negative, limitări și ale societății, ale oamenilor din jurul nostru. Și cum pot să fiu conștient de asta și să mă ferez de treaba asta? De ferit nu prea poți să te ferești, pentru că copil fiind, ai o mamă și un tată care și ei au niște programe și te-au educat așa cum au fost și ei educați. Datoria noastră ca adulți, în momentul în care devenim adulți, este să devenim conștienți de programele negative, să ne auzim când vorbim, de exemplu. Uite, exemplu de mai devreme, banul ochiul dracului sau nu pot să fac asta, îmi este frică de... Astea sunt toate programe negative care pot fi la nivel mental, la nivel de sine, la nivel de suflet.
toată această energie este stocată în câmpul nostru, în energia noastră, pentru că, de fapt, creierul, gândirea noastră nu este în creier. E în câmp, în energie. Asta a fost și demonstrat științific. Sunt studii care demonstrează că noi gândurile nu le stocăm în creier, ci în câmpul nostru energetic. Și rând pe rând, de-a lungul vieții, descoperim aceste programe negative. Eu, apropo de ceea ce am făcut în ultimul timp, am făcut un caiet de exerciții, de 90 de exerciții. Mi-a fost destul de dificil să le scriu pe toate, din zonele... Din experiența ta ai făcut? Din experiența mea personală, toate exercițiile pe care eu le-am făcut cu mine. Și încă ceva, după ce m-am exercițiile trezit. Acestea le-ai, să zic așa, le-ai pus să funcționeze cu persoane? Da, absolut. Pentru că le-ai noi... probat, cu alte cuvinte? Da, pentru că... Nu poți să înveți pe altcineva până când nu înveți tu și nu probezi pe tine un anumit lucru. De exemplu, noi nu mai știm să respirăm. Noi nu știm să respirăm corect. Dacă îl iei pe cineva, de exemplu, bolnav cu plămânii sau care fumează, sau vei vedea că majoritatea oamenilor care au probleme cu plămânii respiră pe gură. Nu este deloc corect. Acesta este un exercițiu în caietul tău? Da. Sunt foarte multe exerciții de respirație, de meditație, am pus acolo tot ceea ce poate să ajute omul. Măi, dacă aveți asta, n-aveți cum să mai aveți nicio scuză să nu vă deprogramați. Pentru că, în primul rând, după ce ai individualizat un program negativ pe care îl ai, îl individualizezi, îl accepti, îl vezi și apoi îl deprogramezi și apoi implementezi un alt program nou. În teorie sună foarte ușor și foarte frumos. În teorie, în practică pot dura foarte mulți ani. Da. Pentru că un comportament, acum să dăm știrea aceasta, un comportament uman nu se poate, să zic așa, dezlipi de noi chiar așa ușor. Un comportament care este adiționat în câteva luni de zile, până într-un an de zile, avem posibilitatea să-l dăm în 6-7 săptămâni. Dacă este născut, noi avem nevoie de mai multă repetitivitate la un exercițiu terapeutic pentru a ne depărta de... Știi de ce nu dau timp vindecării? Pentru că noi, la nivel de sine, bine, nu știu cât știi, de... când ai o rețetă, omul zice, și cât? Cât? Nu există timp, pentru că fiecare om este diferit. Acum, nu știu cât de familiarizați sunt oamenii cu ce voi spune, dar fiecare om are o vârstă astrală, adică cât de bătrâni suntem noi. Eu poate am 20 de ani, dar dacă asta am trăit foarte... pentru cei care cred în reîncarnări. Fiecare e, cum am zis, fiecare are credința lui limitativă sau nu. Sau nu. Deci fiecare crede ce vrea. Eu, din experiența mea, pot să spun că am văzut diferența între schimbările pe un om care are o vârstă astrală mică, care a avut doar câteva vieți, și o vârstă astrală mare. Un om care a trăit foarte mult timp, foarte multe vieți, deja are instinctul altfel dezvoltat. Își dă seama mult mai repede de capcanele vieții. Nu mai intră să facă diferite tâmpenii. Adică ia așa mai pocolite. Să știi că lucrul acesta l-am observat în terapie. Pentru că sunt situații în care... Uite, mi s-a întâmplat la o fată care vreau să o depărtez de un anumit comportament aproape înnăscut. În mintea mea ziceam, băi, în 12 luni de zile, dacă reușesc, va fi ok. Și zic, îi spun ei, 6 luni de zile, hai să facem exercițiul ăsta, să-i dau putere. Uh-huh. Adică vine după 3 luni de zile, îi fac din nou o radiografie, și 80-85% se depărtase de comportamentul respectiv. Îți spun ceva. A plecat din cabinet, am început să plâng de bucurie pentru că ea se vindeca mai repede. Eu spunând că Dumnezeu a ajutat-o, că Dumnezeu a ajutat-o în a-și reprograma comportamentul ei mult mai rapid. Zicând că prin terapia cu un om, oricare om este, și cu ajutorul spiritualului lui Dumnezeu, noi putem să avem pași mult mai rapizi în a
mai depinde și de cât de mult își dorește omul să se vindece. Pentru că sunt oameni care vin și spun că vor să-și rezolve o problemă, când de fapt ei nu vor altceva să facă decât să se plângă și să joace acel rol de victimă pentru a avea atenție. Acei oameni vor avea foarte mari dificultăți în a se vindeca mai rapid, pentru că ei în primul rând nu își doresc fii atent. Asta. Hai, da, ai perfectă dreptate. X vine și îmi spune ce are, cum are, îi spun, uite, trebuie să facem lucrul acesta și nu mai vine la terapie. Uh-huh. Și mama lui, el avea 40 de ani, mama lui zice, domnul Duță, dar nu mai vine băiatul meu, nu mai vine. Pentru că era teamă că îl vindec pe el. Se îndrăgostise de viața lui comportamentală. Și da, între mamă și băiat și între băiat și tată intervine și complexul lui Oedip. Adică e mult mai complexă relația și mult mai mult de vindecat. Acolo trebuie să mergi prima dată să vindeci mama și apoi, și apoi să-l iei pe el la terapie, pentru că... La 40 deci de ani deja, dacă zice mămica, nu mai. Nu. Păi da, dar nu. Era o psihopatie. Era o psihopatie, era vorba de schizofrenie. Da. Ce vreau să spun vis-a-vis de la ce subiect am plecat? Comportamentele noastre care le avem staționare în viața noastră și pe care ne-am căsătorit cu ele, le credem dar Dumnezeul nostru. Noi ne identificăm cu programele noastre negative, noi ne identificăm cu emoțiile noastre, dar nu suntem. Corect. Și ce aș vrea eu acum pentru ultimile 3 minute pe care le mai avem din emisie? Dacă terapia poate să scoată gărgăunii din cap unuia care suferă de sindromul ăsta, și vreau să spunem pe înțelesul tuturor, pentru că ne-am dus iarăși în traume, în programe, poate nu toată lumea de acasă este familiarizată cu genul ăsta de limbaj. Hai să vedem, reîntorcându-ne la subiectul nostru. Gheorghe caută în exterior și nu se implică într-o relație serioasă pentru că e teamă că pierde un tren mai bun. Omul ăsta își poate găsi vindecarea în terapie? Eu sunt de părere că orice boală are vindecare. E o boală asta? Toate sunt boli. Dacă nu ești în armonie cu tine și cu cei în jurul tău, clar este o boală. Bine, o boală eu între ghilimele, că nu e... spun stare. O stare tot, care este bolnăvicea. Tot acolo ajunge. Ca să mă unesc cu cuvântul. E negativ. Are o vibrație destul de joasă acest cuvânt, dar pentru că comportamentul asociat este de vibrație joasă. Pentru că un om care caută în exteriorul lui tot timpul ceva nou, tot timpul să facă ceva, este frică că nu va trăi experiența maximă a vieții, acel om nu este în armonie, el cu el. Și atunci, clar, cineva poate să-l ajute. În condițiile, sunt două condiții, să-și dorească lucrul ăsta. Excelent. Așa. Excelent. Și să facă el ceva în sensul ăsta. Da, adică, pus punctul pe ei. Oamenii vin la terapeut crezând că e Dumnezeu și gata, iau așa cu mâna tot. Repară-mă. Nu se poate. Eu pot să fac pentru mine. Tu îți spun ce să faci și vei face la rândul tău. Ești leneș? Foarte bine. Stai în starea ta. Pentru că oamenii... Ai spus asta vreodată? Da, întotdeauna. Eu cu asta, cu asta încep. Este, să știi, este vindecat. Adică eu cu asta încep. Ce spui tu este necesar, important și omul o cere. Omul o cere. Nu, dar și tu ca terapeut ai un timp al tău limitat aici pe pământ. Și poate un alt om care chiar vrea să facă lucruri pentru el nu poate să ajungă la tine pentru că altcineva care vrea doar să se plângă îți ocupă timp. Și atunci, de la bun început, eu așa plec. Îi spun,
asta, asta, asta trebuie să faci. Asta, 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 verific data viitoare când vii. Dacă nu ai făcut, nu te mai primesc. E simplu ca bună ziua. Da. Trebuie să facem lucrul ăsta pentru că oamenii ar fi bine să își ia, să învețe să-și ia în propriile mâini propria viață. Ok, terapeuții sunt foarte buni, dar nu trebuie să creăm o dependență a oamenilor față de noi. Nu. Da, avem nevoie. Eu am 3 copii, mi-ajunge. Adică... creăm o punte cu omul, dar nu creăm dependență. Însă, eu cred, cum puneai întrebarea, cred că sunt problemele acestea rezolvabile. Într-un procent mare. De ce spun un procent mare? Pentru că unii, așa cum spunea Aida, nu vor, nu acceptă. Lasă-mă pe mine, că îmi place în starea în care sunt eu. Și dorește să aducă din exterior în interior această deviație comportamentală care n-a ajuns în DSP, o să ajungă și asta în DSP până la urmă, pentru că e modernă ceea ce am vorbit în seara aceasta. Deci, ca și concluzie, se poate trata în terapie? Da. Da? Da. Da. Bun, asta este o veste bună. Mulțumesc mult de tot, mulțumesc Aida, pentru prezență. Mulțumesc, Daniel. Sperăm să ne mai vedem cu mare drag luna asta până la sfârșitul anului. Mulțumim și celor de acasă care ne-au urmărit și ne-au transmis mesaje. Cu Daniel și cu mine vă puteți întâlni lunea viitoare, începând cu ora 22. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Somn lin. Emisiune susținută de Asociația Maurer for You.